Dacă până săptămâna trecută singura unitate de învățământ din Slatina care punea la dispoziție elevilor o tablă interactivă a fost Colegiul Național Ion Minulescu, acum toate cele 17 școli sunt dotate cu câte o tablă inteligentă. Investițiile nu se opresc însă aici. Fiecare unitate de învățământ se poate bucura de facilitățile pe care le pune la dispoziție un astfel de obiectiv atât de inteligent. Anul acesta am adus câte o tablă pentru fiecare unitate de învățământ. La anul mai aducem încă o tablă pentru fiecare unitate de învățământ. Bineînțeles, asta este minim. Dacă resursele financiare ne permit ca noi să extindem acest program, atunci cu siguranță ne dorim să ajungem la nivelul celor din Occident, și anume fiecare unitate de învățământ, fiecare sală de clasă din unitatea de învățământ să beneficieze de astfel de tablă. Chimie, istorie, astronomie, muzică, limbi străine sunt doar câteva din materiile care pot fi aprofundate cu ajutorul tablei inteligente, iar elevii școlii gimnaziale Ștefan Protopopescu au făcut astăzi o demonstrație pentru matematică și biologie. Această tablă interactivă, această tablă inteligentă ne asigură interactivitatea și ne plasează cumva în modernitatea timpului. Copiii au o mare dexteritate în a folosi touch-ul, ceea ce pentru ei nu o să fie o problemă folosirea în lecțiile pe care le avem la clasă. Din nou, sunteți aproape de școală, sunteți aproape de tot ce înseamnă învățământul și aici e vorba de un învățământ modern, de un învățământ de calitate. Și așa cum spunea doamna profesor, dacă până acum aveam cu cine, iată că începem să avem și cu ce. Valoarea investițiilor se ridică la peste 150.000 de lei.